Înainte să plecați în drumeții pe munte, e bine să știți cele mai importante reguli de siguranță. Ghizi Montan și salvamontiștii spun că trebuie mai întâi să aveți echipamentul adecvat pentru iarnă, pentru că muntele este imprevizibil. Și vedem acum împreună un ghid montan complet. Mai vii la munte, Cătă? Cei care vor să plece pe munte trebuie să aibă în primul rând ghete potrivite, geacă, ochelari de schi, dar și alte obiecte de care poate se vor folosi, precum lanternă, baterie de rezervă pentru telefon și trusă de prim ajutor. Obligatoriu bocanc de iarnă. Fără bocanc de iarnă nu există drumeție de iarnă. După care, cred că termosul e extrem de important, pentru că la temperaturi de sub minus 5 grade, dacă adie un pic vântul, sticla ta de apă garantat prinde cristale înăuntru, așa că obligatoriu termos. Pufoaică, o geacă de puf, o geacă care să te protejeze de vânt. Băi, în principiu, rachetele le folosești când e zăpadă foarte mare și e greu să mergi. La bocanc normal consum foarte multă energie, te epuizezi foarte rapid. Deci turiștii ar trebui să țină cont neapărat în primul rând de sfaturile noastre dacă trec și de echipamentul ca atare. Un echipament adecvat face, te salvează aproape de la, ca să zic așa, face diferența între viață și moarte. Salvamontiștii le recomandă turiștilor ca în cazul în care vremea se schimbă brusc, să abandoneze drumeția, iar în cazul în care acest lucru nu este posibil, să se adăpostească undeva și să ceară ajutor. Dacă se lasă seara, ar trebui să fie prioritatea noastră să ajungem înapoi Teferi. Așa că încercăm mâine. Prioritatea, v-am zis, nu e vârful în sine. E ok să renunți. Probabil ăsta este unul din motivele pentru care se tot întâmplă foarte multe accidente. Frumos. Aș fi vrut să fie ceva mai senin. Pentru că, așa, după cum s-a văzut, reperele nu prea au existat. Orientarea a fost un pic mai grea. Traseul de peste 4 ore s-a încheiat la jumătate din cauza condițiilor meteo, dar și pentru că o turistă accidentată avea nevoie de ajutor. Ieri a fost o zi de foc pentru salvamontiștii din întreaga țară. În doar 24 de ore au primit 125 de apeluri. Ești bine? Ești bine? Te doare ceva? Stai ușor, Bogdan. Las-o ușor. De asemenea, este recomandat ca drumețiile să se facă alături de cel puțin o persoană care să cunoască traseul montan pentru a fi evitate incidentele. Ușor, ușor.